Că inflația de 15,3% anunțată de cei de la Statistic are efecte devastatoare în finanțele românilor și este un semnal de alarmă pentru perioada imediat următoare. Există teorii care spun că în acest moment situația este convenabilă atât pentru guvern, care sigur încasează mai mulți bani la buget din sursă sigură, taxa pe valoare adăugată, cât și pentru marile companii care își cresc profiturile din prețurile ridicate. Este de așteptat ca, pe lângă deciziile recente luate de Banca Centrală, alte instituții de la Bruxelles să ia măsuri pentru a stopa avansul inflaționist. Ce se poate face? Aflăm chiar acum. Cauza majoră a exploziei prețurilor din 2022 reprezintă scumpirea energiei, astfel că prima și cea mai importantă măsură pe care autoritățile ar trebui să o ia ar fi să reglementeze funcționarea acestei piețe pentru a evita specula și pentru a readuce prețurile într-o zonă de suportabilitate prin reducerea taxelor și limitarea marjelor comerciale ale jucătorilor din piață. O altă măsură absolut esențială o reprezintă susținerea firmelor prin credite fiscale, în așa fel încât să scape de povara inflației și să se salveze altfel decât prin creșterea rândului a prețurilor la poarta fabricii. Iar cea de-a treia măsură pe care o văd esențială o reprezintă declanșarea unor ample controle pe lanțurile din industria alimentară și de retail, având în vedere creșterile speculative de prețuri la multe dintre alimentele de bază. Nu plafonarea este soluția, ci monitorizarea și sancționarea celor care sar calul cu prețurile, profitând de pozițiile cuiți de monopol. Prima măsură propusă, reducerea TVA-ului la facturile electrică, de energie electrică și gaz. În concret, TVA-ul poate să scadă de la 19%, la 10%, la 5% sau la cât este cazul pentru a diminua consistent din încărcătura și valoarea acestor facturi. A doua măsură, eliminarea din cadrul acestor facturi ce vizează energia electrică a taxelor care o încarcă de asemenea substanțial. Mă refer, spre exemplu, la subvenția pentru cogenerale sau la taxa care vizează certificatele verzi. Și a treia măsură, să se accelereze de urgență investițiile ce vizează exploatarea și valorificarea zăcămintelor de gaz din subsolul României și din platforma marină a Mării Negre. Ca să nu mai spun de menținerea în funcțiune, cel puțin pentru o vreme, a capabilităților de producție a energiei electrice bazate pe cărbune. Prima și cea mai importantă, nu ar trebui stopate, nici amânate investițiile mari, pentru că acestea creează valoare adăugată, contribuie la consolidarea ofertei și la alimentarea unei cereri tot mai mari, care de altfel duce la prețurile acestea mari. Și de asemenea, aici ajută foarte mult mutarea consumului, mai ales a consumului guvernamental, pe alternative din producție internă. Foarte important. Numărul 2. Indexarea salariilor nu ajută, în schimb, plafonarea temporară și punctuală a prețurilor, da. Dar, din nou, măsurile trebuie să fie punctuale, de exemplu, așa cum sunt în energie, și trebuie să fie temporare. În completarea punctului 2, punctul 3, care spune că toate aceste măsuri trebuie îndreptate exclusiv sub forma unor subvenții către acele grupe vulnerabile, fie din economie, fie în zona consumatorilor, gospodăriilor vulnerabile. Nu trebuie să fie generale, trebuie să fie foarte punctual adresate doar acelora care au nevoie.